Culescu acum, ocazie pentru Rapid, Grigorie, să vedem care este decizia lui. Galben pentru Gheorghevski, da. Și să vedem dacă va fi lovitură liberă sau penalti, foarte important locul. Este în afara careului, va fi lovitură liberă pentru Rapid. Gheorghevski, care s-a repliat târziu, desfăcuse pentru că era un moment de posesie. Iată ce înseamnă o minge pierdută de Cristi Tănase. Iată, 18 metri distanță față de poarta lui Tătărușanu. Vedem și zidul pus acolo de Sebastian Colțescu. Ovidiu Herea în fața unei execuții importante. Trage Herea! Gol! Să deschidă scorul cu o execuție plasată pe lângă zid, pe colțul lui Tătărușanu. A rămas însă imobil portarul Stelei. Este 1-0 pentru giuleșteni, un gol care aruncă efectiv în aer stadionul Valentin Stănescu. Execuție specială a lui Ovidiu Herea, a șasea reușită asta în acest sezon, un gol absolut splendid al decarului Rapidului. Spunea înainte acestei partide că își dorește să plece de la Rapid, însă până atunci vrea să bată Steaua, iar golul său poate să îi aducă acest vis mai aproape de realitate. 1-0 pentru Rapid din minutul 10, Steaua se vede din nou condusă, la fel cum a fost și în fața celor de la CSMSH săptămâna trecută, tot în debutul jocului a luat gol, tot dintr-o fază fixă. Să la Iasmin, la Toblevici, centrează la Toblevici în fața porții, ce ocazie pentru Rusescu, a fost o șansă mare pentru atacantul stelist de a, da, iată, în poziție regulamentară de a egala. Însă Rusescu este într-o cădere de formă, doar un gol marcat de la începutul lui 2013 în Liga 1 și acela a venit în confruntarea cu Cluj din prima partidă a anului. Tănase centrează pentru Rusescu, lovitura de cap pe Sania, ocazie mare pentru Steaua și Rusescu l-a lovit pe portarul brazilian al Rapidului involuntar, încercând să șuteze către poartă. Este o fază din inerție. Rusescu știe foarte bine cum este să fii lovit așa, pentru că tocmai săptămâna trecută a primit o lovitură din partea colegului său Alex Kipciu, de aceea și astăzi apare cu acel bandaj în jurul capului. A avut nevoie de 7 copci după ce a fost tăiat pe față de crampoanele lui Kipciu. Minge teribil de grea pentru Pesania, deviată acea lovitură de cap. Nu sunt sigur că a fost atins chiar atât de tare de Raul Rusescu, lovit într-adevăr în umăr de atacantul Stelei. O bancă de rezerve foarte, foarte subțire. Grigorie, minge pierdută de Grigorie, iar acum Adi Popa, centrarea lui Adi Popa, iese pe Sania și prinde. Brazilianul repune lungă din propriul careu până în jumătatea Stelei la Daniel Pancu. Este oprit capitanul Rapidului. Posesia rămâne a Stelei. Borceanu pasă pentru Rusescu, semnalizat în offside. Golgheterul Stelei pasează steliștii, însă nu reușește să străpungă această defensivă supraaglomerată a giuleștenilor. Încă 5 minute până la finalul acestei prime reprize. Nu a fost offside la Raul Rusescu. Acum atacantul stelist a șutat slab, exact în brațele lui Peterson Pesania. Supra-motivează, să-l vedem aici pe Adi Popa, centrează pentru lovitura de cap a lui Tatu. Este out de poartă, încă o șansă irosită de jucătorii Stelei, lipsită de eficiența cu care ne obișnuit până acum echipa lui Laurențiu Regecamp. Cântă suporterii Rapidului, tabela indică rezultatul pe care și-l doreau.
Bate Roman această lovitură liberă. Roman, minge ștearsă de Rusescu, va fi lovitură de colț. O minge care a trecut prin spatele lui Oros, cel care atacase acolo, reușise să scape de Pintili. Lovitură de colț pe care o va executa Emil Dică. Suporterii Rapidului speră la o nouă reușită în poarta lui Tătărușanu, chemat Tănase de Sebastian Colțescu. Cu această lovitură de colț vine centrarea lui Dică. Ce reloare are Herea! Ce reloare are Ovidiu Herea dintr-o poziție aproape imposibilă. Tătărușanu degajează spre Adi Popa, respinge Oros, apoi Grigorie trimite în afara terenului și se termină prima repriză în Giulești. Rapidul conduce în fața Stelei cu 1-0. La meciul cu Iașiul a epuizat cele trei schimbări la începutul reprizei a doua. Herea trimite către Mihai Roman, este Tătărușanu, Roman însă este surprins în offside. Roman reușise să ia fața portarului Stelei. Ceva mai mult de jumătate de oră din această repriză secundă. Unul la 0 pentru Rapid după golul marcat de Ovidiu Herea. Centrarea lui Latovlevici, Rusescu deviază, Abrudan are timp să preia și să degajeze mingea. Fază din nou grea pentru giuleșteni. Kipciu reușește un dribling. Kipciu trage Kipciu, dar o face mult pe lângă poarta lui Pesania. Poziție regulamentară a lui Raul Rusescu, cel care a încercat să devieze. Pit poate pleca pe o contră. Pasă pentru Pancu, centrarea lui Pancu. Roman și intervine Prepeliță. Foarte bine a strâns aici Prepeliță, reușind să îl oprească pe Herea, respingând din fața decarului Rapidist. Lovitură liberă pentru Steaua. Porceanu, mingea la tatu, a ieșit greșit Pesania, însă mingea iese în afara terenului. Încă o fază la care steliștii nu au șansă. Iată încă o dată ocazia de mai devreme a Stelei. Tatu a trecut pe lângă minge, nu a fost la fel de inspirat ca în meciul cu CSM Seia și atunci a reușit să înscrie cu capul. Lui Tatu așteaptă în dreapta Adi Popa, primește față în față cu Nicolae. Centrează Adi Popa, minge respinsă până la Borceanu, șutează Borceanu, gol! Alexandru Borceanu, capitanul Stelei, marchează din nou împotriva Rapidului, la fel cum a făcut-o și în tur. Atunci înscria în minutul 95, acum egalează în minutul 81 cu un șut imparabil pentru Pesania. Portarul brazilian mascat, cred că mingea a trecut printre picioare. Iată șutul lui Borceanu, balonul ușor deviat și Pesania este învins. Borceanu, iată, marchează la fel ca și în partida tur pe final și Steaua reintră în joc. Borceanu la al treilea gol al sezonului în Liga 1 Bergambir. Cele mai importante faze ale acestei partide le puteți vedea și pe site-ul digisport.ro. Centrarea lui Grigorie, Tătărușanu iese nu foarte convingător, jutează în blocaj Alex Ioniță. Ce ocazie ratează Rapidul de a obține victoria în această seară. Au respins steliștii în corner. Nu are de ce să ceară fault în atac Tătărușanu, un jucător al Stelei l-a împiedicat să ajungă. Nicolae, Adi Popa, centrează Adi Popa, acolo apare Iancu, bară din nou, Kipciu, ce ocazie pentru Steaua! Aproape de 2-1 a fost, a
Alex Kipciu în secundele de finale ale acestei partide. Nu s-a încheiat însă jocul. Steaua continuă să atace. Pintilii, devierea lui Prepeliță pentru Tatu. Tatu Gareu scoate din nou la margine pentru Adi Boba. Centrarea acestuia respinsă de Oros și se încheie derbiul din Giulești. Rapid Steaua 1-1, ocazie mare ratată de Steaua în ultimele secunde. La fel ca și în tur, Steaua putea obține victoria în prelungire. A scos însă un punct după golul lui Borceanu și steliștii rămân invincibili în Liga 1 în 2013.